dimineața! Bun găsit la jurnalul Orei 7! Alunecările de teren reprezintă o problemă cu care se confruntă întreaga Românie. Județul Fruntaș, când vine vorba de acest lucru, este chiar județul Vâlcea. Județul Vâlcea este obișnuit cu locuri fruntașe în domeniul sportului, mai ales la handbal. Vâlcenii sunt mândri de realizările handbalistelor, însă un aspect cu care nu se pot lăuda este faptul că județul nostru este pe primul loc la alunecările de teren. Prezent la emisiunea Analiza Zilei, colonelul Dan Pascaru, inspector șef în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, a vorbit despre problemele majore din județ. Cea a alunecărilor de teren rămâne în continuare în atenția ISU Vâlcea, deși în momentul de față interesul tuturor este concentrat către pandemia de coronavirus. Într-adevăr, celelalte situații de urgență nu sunt eliminate în această perioadă, sunt tratate cu aceeași prioritate de către noi. Să zicem așa, din nefericire, la alunecări de teren suntem pe locul întâi în țară, avem înregistrate din anul 2004, de când s-a făcut situația statistică, 453 de puncte în care s-au manifestat astfel de alunecări de teren. O parte dintre ele, destul de multe, au fost rezolvate de-a lungul timpului, dar prin acest număr ne situăm pe locul întâi în țară. Alunecările de teren provoacă daune nu numai drumurilor publice, ci și locuințelor oamenilor. În multe comune, cetățenii privesc neputincioși cum le fuge pământul de sub picioare la propriu. În perioada 2004-2021, în județul nostru s-au înregistrat cele mai multe alunecări de teren. Pe de altă parte, Inspectoratul pentru Situații de Urgență nu poate ignora arderile ilegale de vegetație uscată, un fenomen des întâlnit și greu de stăpânit primăvara. Pompierii militari fac în continuare un apel către vâlceni să nu mai ardă fără aprobare miriștile și alte terenuri agricole, chiar dacă focul este aprins în câmp liber. Perioada de primăvară, în mod deosebit, și perioada de toamnă, și județul Vâlcea se confruntă cu un număr foarte mare de incendii de vegetație uscată. Populația consideră că prin arderea miriștilor, pășunilor, etc., curăță aceste terenuri. Menționez faptul că acest lucru este interzis de lege. Acest lucru se poate face doar atunci când culturile sunt compromise fitosanitar, este informată primăria și se ia un permis de lucru cu focul și a anunțat SVS-ul. Arderea vegetației fără aprobare este ilegală, iar pe lângă amenzile pe care le puteți primi, există întotdeauna riscul de a vă pune viața în pericol. Arhiepiscopia Râmnicului a fost gazda unui eveniment deosebit și anume finalizarea proiectului Alege Școala. În parteneriat cu Fundația World Vision România, proiectul și-a propus să țină ancorați în procesul de învățare copiii mai puțin favorizați. Proiectul Alege Școala, inițiat de către Patriarhia Română prin sectorul teologic educațional, a ajuns la final. Derulat timp de 3 ani în parteneriat cu Fundația World Vision România, proiectul Alege Școala, o șansă pentru viitor, s-a desfășurat în 5 comune vâlcene, Bujoreni, Frâncești, Drăgoiești, Dănicei și Mihăiești, și s-a adresat unui număr de 35.000 de copii. Evenimentul prilejuit de finalizarea acestei ample acțiuni s-a desfășurat cu binecuvântarea înalt preasfințitului Varsanufie. Reprezintă cea din tâi virtute pe care biserica, familia și școala o pot transmite copiilor, pentru că aceasta îi ajută să facă deosebirea între valori eterne și valori efemere. De aceea, educarea tinerilor a fost o preocupare constantă a bisericii, care pe lângă școlile catehetice organizate încă din primele veacuri creștine, a organizat cursuri pentru copii din orașe și din sate. Trebuie să privim educația în toate dimensiunile ei, intelectuală, morală, estetică, religioasă și interculturală, drept prioritate comună. Sectorul teologic educațional al Patriarhiei Române, împreună cu Fundația World Vision România, au reușit ca prin proiectul Alege Școala o șansă pentru viitor să sprijine 1054 de antepreșcolari, preșcolari, și școlari din 7 instituții de învățământ din județul Vâlcea. Inițiatorii proiectului și-au propus să convingă comunitățile că numai prin educație tinerii se pot dezvolta și integra în societate. Un proiect care se adresează copiilor pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii. El face parte dintr-o serie mai lungă a proiectelor Alege Școala, care a început în anul 2009, prin care biserica, împreună cu partenerul ei, Fundația World Vision România, a încercat să ofere copiilor o șansă de a rămâne în educație și de a face ceva mai mult în școală decât se întâmplă de obicei, pentru ca cei care se află
într-un mediu defavorizat, pentru că ne-am adresat în mod special acestor copii, să rămână în educație și să pună preț pe educație, pentru că am mers foarte mult pe motivație. Încercăm să ne adaptăm acestui stil de predare și de educație care se desfășoară în școli și să oferim ceva mai mult, așa cum spuneam, pentru că acești copii să nu își rateze viitorul, ci să meargă mai departe, să rămână în școală și să devină ceva mai mult decât poate ar fi avut ca șansă înainte de programele noastre. Partener și coordonator regional al proiectului Alege Școala, o șansă pentru viitor, a fost Fundația World Vision România. Am reușit în parteneriat cu parohiile locale, cu școlile din aceste comunități, să ținem copiii aproape de școală. Ăsta a fost primul nostru obiectiv și în condițiile actuale, mai ales anul trecut, când știți că școala a fost mult afectată de pandemie, am reușit să păstrăm legătura cu copiii. Colegii noștri s-au străduit foarte mult și am reușit să ținem copiii aproape de carte, pentru că de școală n-a mai fost posibil. Acest proiect a fost cu atât mai important și binevenit în această perioadă, când din cauza situației pandemice, învățământul a pierdut componenta de apropiere între dascăl și elev. Mulțumesc pentru acest proiect, pentru modul frumos în care s-a implementat, pentru eforturile comune ale bisericii, societății civile, școlii și familiei pentru educație. Educație atât pentru copii cât și pentru adulți este necesară. Contribuțiile dânșilor de tot felul, mai ales pentru categoriile de copii defavorizați, au fost vitale în această perioadă a pandemiei. Toate organismele implicate în acest demers și-au propus să continue colaborarea, având în vedere rezultatele pozitive obținute în rândul copiilor incluși în proiect. De la începutul pandemiei și până în prezent, județul Vâlcea a înregistrat peste 14.000 de cazuri de COVID-19. Vâlcenii s-au vaccinat în număr mare, sperând să se întoarcă la o viață normală și fără restricții. La nivelul județului Vâlcea s-au înregistrat peste 14.000 de cazuri de COVID-19 de la începutul pandemiei până în momentul de față. Specialiștii declară că vaccinarea este cea mai bună soluție în momentul actual în lupta pe care o ducem cu virusul de mai bine de un an de zile. În ceea ce privește numărul de cazuri din județ, pot să vă spun că de la debutul pandemiei înregistrăm un număr de 14.652 de cazuri. Astăzi, internate 263 de persoane, din care 21 de persoane asimptomatice sau cu forme ușoare, 17 persoane în secția de terapie intensivă și 225 de persoane au forme medii. În rândul personalului medical din județul Vâlcea, procentul de vaccinare este ridicat, la fel și în ceea ce privește salariații. Peste 60% dintre aceștia s-au vaccinat. În cadrul salariaților, înregistrăm o cifră de 766 de persoane, vaccinate 526, cu un procent de 68,66%. În ceea ce privește numărul personalului medical vaccinat până la data de 31/3, înregistrăm la doza 1 un număr de 3878 de persoane și vaccinate cu doza a doua 3267 de persoane. În ceea ce privește centrele rezidențiale publice, mă refer la cele ale Direcției Generale de Asistență Publică și Protecția Copilului, avem un total de beneficiari de 637, dintre care vaccinați 583, ceea ce duce la un procent de 91,5%. De la începutul campaniei de vaccinare până în prezent, la nivelul județului Vâlcea s-au vaccinat peste 52.000 de persoane. În momentul de față, cea mai mare problemă este lipsa locurilor în spital pentru cei care ajung în stare gravă din cauza infecției cu noul coronavirus. În ceea ce privește numărul de persoane vaccinate în județul Vâlcea, pot să vă spun că de la debutul campaniei de vaccinare din 4 ianuarie am înregistrat astăzi până la ora 12:50 de minute un total de doze administrate de 52.217. Dintre aceste doze, cu vaccin Pfizer au fost administrate 44.195, cu vaccin Moderna au fost vaccinate 2.698 de persoane, iar cu vaccin AstraZeneca au fost vaccinate 5.324 de persoane. Total persoane vaccinate cu doza numărul 1 avem 33.595, iar persoane vaccinate cu doza a doua de vaccin, ceea ce înseamnă că au și încheiat această schemă de vaccinare, avem 18.622. Numărul de 4 la nivel național a crescut, dar așa cum vedeți dumneavoastră, această creștere alarmantă a cazurilor a făcut ca aceste 4 să fie ocupate într-un timp foarte, foarte scurt. La nivelul județului Vâlcea, capacitatea deocamdată este de 12 paturi. Noi avem
paturi de ATI la Horezu. Din nefericire, așa cum am spus și la început, există o lipsă acută de medici. Ca să poți să ocupe aceste paturi, trebuie să ai o linie de gardă, ceea ce înseamnă să ai cel puțin 4 medici ATI sau rezidenți în specialitatea respectivă. Rata de incidență cumulată la nivelul municipiului Râmnicu-Vâlcea este de 5,29 de cazuri la 1000 de locuitori, incidență raportată în data de 5 aprilie, valabilă și marți 6 aprilie anul curent. Flacăra Horezu a suferit o nouă înfrângere pe teren propriu în campionatul celui de-al treilea eșalon fotbalistic. De această dată, echipa noastră a fost învinsă cu 3-1 de Gazmeta Mediaș 2. În cadrul etapei cu numărul 14 din Liga a 3-a fotbalistică, Seria a 7-a, Flacăra Horezu, în echipament galben, a primit vizita satelitului Gazmetan Mediaș. Startul partidei a aparținut gazdelor, care și-au trecut în cont prima ocazie la un șut de la distanță expediat de Cătălin Grosu, dar balonul s-a dus peste transversala porții lui Albert Popa. Medieșenii au trecut prima dată de centrul terenului abia în minutul 10, dar au făcut-o cu eficiență maximă. Tudor Oltean a centrat perfect pentru Luis Nițu, cărui șut plasat la colțul lung l-a învins pe Dragoș Trașcă și oaspeții au deschis scorul. În replică, Ion Marian a încercat și el poarta de la marginea careului mare, dar Popa a fost la post, așa cum avea să o facă și la șutul lui Raul Horumbă. La scurt timp a venit cea mai mare ocazie a horezenilor, atunci când Răzvan Dinu a trimis puternic la colțul lung, dar balonul a ocolit poarta. Și cum ocaziile se răzbună, în minutul 27, oaspeții și-au dublat avantajul prin Paul Costea, jucător care, 4 minute mai târziu, a avut ocazia să realizeze dubla pentru că a fost desemnat să execute un penalti acordat pentru un fault al lui Ionuț Moldovan asupra lui Mihai Mateș. Golkeeperul gazdelor, Dragoș Trașcă, a ghicit colțul și a limitat proporțiile scorului. Cam la fel s-a întâmplat și la poarta oaspeților, acolo unde centralul a considerat că Ismael Candal a dezechilibrat pe Răzvan Dinu și a acordat lovitură de la 11 metri. Și Albert Popa a ghicit colțul la execuția lui Ovidiu Comănescu, dar balonul a rămas în posesia gazdelor și, după câteva secunde, Emilian Bârzâche a trimis o diagonală perfectă pentru Răzvan Dinu, care a stabilit rezultatul pauzei, Horezu Mediaș 1-2. La puțin timp de la startul actului secund, portarul oaspeților a scos din vinclu balonul expediat de Bârzâche, după care celălalt goalkeeper a reușit să respingă la lovitura de cap trimisă plasat de Cristian Avram. Lovitură liberă pentru Flacăra, execută bine Raul Nistor, dar Popa scoate în corner. Minutul 90+3 i-a găsit pe oaspeți în careul advers, acolo unde Cătălin Grosu l-a faultat pe Tudor Oltean, centralul a dictat penalti, execuție pe care și-a asumat-o din nou Paul Costea, care a finalizat cu succes printr-o spectaculoasă scăriță, urmată, din păcate, de un gest care a cauzat un mic scandal între cele două tabere. După aproximativ un minut, spiritele au fost calmate, s-au împărțit și câteva cartonașe galbene. Important este că sibienii au plecat acasă cu toate cele 3 puncte. În etapa următoare, Flacăra Horezu se va deplasa în Gorj, la Gilortul Târgu Cărbunești. Știrile au ajuns la final, urmează matinalul Fii Antenă. Rămâneți cu Antena 3 Vâlcea. O zi minunată vă dorim! La revedere!